Vorbim acum despre un locatar al unui bloc din București, Ovidiu, care este foarte supărat pentru că vecina lui i-a luat banii. Ea era cea care trebuia să strângă pe scară banii pentru o lucrare de anvelopare, de reabilitare a blocului în care locuiește. Ei bine, i-a dat acestei femei câteva mii de lei și nu i-a mai văzut înapoi, chiar dacă lucrarea nu a fost realizată. Ovidiu este foarte supărat pe vecina lui și ne dezvăluie în direct motivul pentru care vecina nu vrea să-i mai dea înapoi banii. Vedem imediat despre ce este vorba. Începem! Scandalos! Țepuit de o vecină care a pus la cale un plan mișelesc pentru a pune mâna pe banii locatarilor. S-au adunat bani. A venit o echipă, am negociat cu ei câte 2900 de lei pentru fiecare apartament. Pe la jumătatea lucrării au renunțat la lucrări. Dar această doamnă nu a vrut să mai îmi dea banii înapoi. Mai mult, vecina i-a spus că a mers în vacanță pe banii pe care i-a strâns pentru izolarea apartamentelor. Pentru 30 de metri de izolat m-am ales cu 1500-1600 de euro. El mai recunoaște că tata i-a dat banii și am rămas, am plătit de două ori lucrarea. Întreaga poveste, în câteva clipe, la Acces Direct. Țepele, iată, nu se dau doar pe internet. Ovidiu a primit o lovitură care l-a costat o mică avere chiar de la vecina lui. Femeia a strâns bani pentru izolarea apartamentelor de la mai mulți locatari și nu ar mai fi vrut să-i dea înapoi. Motivul este incredibil și vom afla imediat. Discutăm despre acest caz cu invitații din platou, avocatul Adrian Cuculis. Bună seara și bine revenit, Adrian. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc și eu. Dar și Ovidiu Iang, consilier pentru dezvoltare personală. Bine revenit, Ovidiu. Bună seara. În legătură directă cu noi prin Facebook este tot Ovidiu, însă de data asta cel care ar fi fost păcălit de către vecină. Asta cel puțin susține el. Bună seara, domnul Ovidiu. Ce s-a întâmplat? Bună seara. În primul rând vreau să specific, am înțeles că domnul Velea a zis Ovidiu din București. Da, am greșit eu astăzi, din Alba. Din Câmpeni, județul Alba. Dar să știți că se întâmplă și la București, nu numai acolo în țara moților, la dumneavoastră, la Câmpeni. Cred că am avut la cazuri în București și de asta mi-a rămas bine în gând faptul că... Am vrut să rectific ca să știu. Foarte bine. Foarte bine. Haideți să vă spun. Deci în urmă cu vreo 5-6 ani, cred că mă vedeți bine, că sunt într-o zonă afară, că așa s-a nimerit. Foarte bine. În urmă cu vreo 5-6 ani, deci s-a dezbătut la noi în bloc să izolăm o parte a blocului, fiindcă jumătate din bloc a fost izolată înainte și a mai rămas jumătate. Bun, tata în perioada aia trăia, avea în jur de 80 de ani, 80, aproape 80, și normal, el s-a ocupat, adică nu s-a ocupat, el a, din familia mea, el a intervenit acolo. Bun, un vecin, nu, dau nume cumva? Nu, vă rugăm să nu dăm nume. Bun. Dacă o să dorească să intervină în direct, atunci cu siguranță vom dezvolui și numele vecinilor. Asta am și întrebat. Deci un vecin și cu o vecină, ei s-au implicat mai mult în asta. S-a găsit o echipă dintr-o comună apropiată de orașul Câmpeni. A venit o echipă, ne-am înțeles așa. Deci fiecare familie aveam în jur de 30 de metri pătrați de izolat termic. S-a negociat un preț, a rămas pentru fiecare familie să se dea câte 2900 de lei. Deci asta a fost suma aia băieții care au venit, erau vreo 4 băieți. Nu știu cum îi cheamă, fiindcă n-am avut de-a face cu ei. În perioada chiar am avut și ceva probleme de sănătate, am fost internat în Cluj la spital, în fine. Când s-a început lucrarea, băieții au început, eu am vrut cumva, deci știți cum e un bloc, are în fața blocului, adică intrarea din față și în spate. Eu, în spate noi avem magazin de lemne, cum se obișnuiește aici la noi în zona noastră, facem foc pe lemne. Și eu am zis și lui tata, bine, știam că mă internez în spital, am zis și lui tata și lui vecinea să înceapă din spatele blocului, să înceapă, că acolo e mai complicat puțin de făcut schela, și pe urmă să facă în față. Dar în fine, nu s-au făcut așa, au început din față să facă ea. Dar au început tata... fără să dați vreun avans? Haideți să ne lămurim și cu banii, cum a fost. Asta vreau să vă zic. Tata, când au zis așa că 2900, tata a vrut să le dea toți banii la început, că el e un om mai onest, cine îl cunoaște știe, l-a cunoscut de fapt, acum a decedat. A vrut să dea toți banii, a zis, băi, tata, nu da toți banii, de ce să dai tu 2900? Dă o sumă mai asta. Până la urmă, nu l-am putut lămuri, a dat 2500 de lei. Deci din aia 2500 de lei normal, mie mi s-au făcut exact cam 8, maxim 9 metri de izolat, la fața străzii. În spate nu s-a mai făcut nimic. Bun, băieții au făcut, să zic, 3 sferturi din bloc și un sfert, de fapt mai mult de un sfert care a rămas în partea din spate a blocului, au renunțat, fiindcă acolo era puțin mai complicat de făcut schela.
Au renunțat și au plecat. Bun, după ce au plecat, bine, am ieșit și eu din spital, chiar au lucrat de mântuială, vorba ardele anului, n-au făcut aproape nimic. Oricum, lucrarea a ieșit nașpa, rău de tot. Bun, când am venit, băieți erau acolo, au lucrat, au terminat, și-au luat sculele și-au plecat. În spate n-au mai terminat. Acum am vorbit cu tata, zic, mai vorbește cu vecina noastră, nu-i dau numele, vorbește să vedem cum rămâne cu banii ăia. Bun, pe tata îl chema Costel. Ce mai Costel, nicio problemă, când vă găsiți altă echipă care să vină să facă, banii sunt la mine, am luat materiale, totul e în regulă și vă puteți apuca, nu mai trebuie să dai numai diferența aia de 400 de lei, fiindcă 2500 de lei a dat și mai trebuia 400. Bun, între timp tot am așteptat, nu ne-am mai implicat acolo să facem, tata a decedat în urmă cu 2 ani jumate, vecinea de la etajul 2 și 3 s-au hotărât să izolăm în continuare. Eu acum știind că doamna respectivă a adunat bani, că ea a făcut tabel nominal, deci ea era și dirigită de șantier, cum să vă zic, ea le explica la muncitor cum să facă, deci ea s-a implicat așa, dar mai mult mi-am dat eu seama de ce. Și materiale a cumpărat de la un nepot de adânse care avea magazin de materiale de construcție, deci nu știu ce... Stați așa, domnul Ovidiu, ce v-a spus în momentul în care ați văzut, bun, cu prima echipă n-a mers, că n-au fost buni oamenii... A zis însă această vecină că se ocupă ea să aducă alți oameni. Dar totuși, banii ăia, adică unde? I-a dat prime echipe care n-au mai ajuns la dumneavoastră? Asta e că nu știu. Că tata sau i-a luat ea? Ce v-a zis? Tata a întrebat-o, unde sunt banii? Ce banii care au rămas sunt la mine adunați. Am luat ceva materiale care, dacă, în cazul că vă apucați din nou de lucru, o să vă dau banii sau materialele respective. Deci, pur și simplu, partea ei, deci aia 30 de metri pătrați care avea la apartamentul, ea pur și simplu a făcut gratis. I-a făcut gratis. I-a făcut pe banii, 500... nu, i-a făcut gratis, i-a făcut pe banii dumneavoastră, a celorlalți exact, contribuabili. Exact, adică gratis, ea n-a plătit nimic. Adică, no, da. Bun. Pe urmă a trecut o perioadă, au trecut câțiva ani și nu, acum când a început pandemia, vecinii de la 2 și 3 au vrut să facem și în spate. Nu m-am trezit cu schelă acolo, în fine, mi-au zis, vezi, Ovidiu, că noi am plătit 30 de milioane pe schelă dacă vrei să-ți faci și tu. Am zis, bine, o să-mi fac, dar eu am mai dat odată, tata, au mai dat odată bani. Ei au zis, păi și noi am plătit tot, așa că și noi am fost puțin jegmăniți de această problemă. Până la urmă, ce au zis ceilalți vecini? Adică banii ăștia s-au dat unei echipe care a făcut treabă de mântuială și pa, a plecat echipa cu tot cu bani? Sau i-a luat vecina și a plecat în vacanță? În Hawaii, zic și eu. Păi acum n-a plecat în Hawaii, a plecat în Felix. Păi dar cum să vă zic? Altceva? Altă treabă, adică dacă era în Hawaii, dar la Felix aici la noi se întorc bani în țară, știți? Adică, să vedeți, glumesc, evident. Cel puțin așa mi-a zis, chiar am fost și eu să-mi merit odată acolo și m-am mai uitat și eu așa gură cască pe acolo și chiar am văzut, s-a dat și pe topoganul ăla de copii cu apă. Adică așa, postat și pe Facebook sau pe... Pe Facebook, nu știu că de atunci nu mi-e prietenă pe Facebook, nici l-am urmărit. Păi și unde ați văzut că s-a dat și pe topoganul cu apă? V-a povestit ea sau cum? Nu, am văzut eu, s-a nimerit să fiu și eu la Felix atunci. Și deci, dumneavoastră veneați pe banii dumneavoastră, ea venea tot pe banii dumneavoastră, practic. Dar vă dați seama, dar n-ați făcut o chitanță, chiar și de mână, așa cum se face atunci când dai niște bani. Asta e, doamna Mirela, știți cum e? Că eu am vorbit atunci cu ei. Eu am lucrat în străinătate peste 20 de ani și numai în Israel am stat 12 ani. Am înțeles că spune asta, ați fost în Israel, știți mentalitatea evreilor. În Israel, să știți că eu chiar n-am fost. Chiar în Israel chiar n-am fost. Nu cred că are rost să facem astfel de remarci pe niciun considerent, nici de naționalitate, nici de rasă, nici de religie, că nu în asta constă. Stă în caracterul omului, efectiv. Nu, dar mă refeream la corectitudine și la alte chestii. Înțeles. Deci acolo nu se discuta să lucreze cineva fără un fel de aprobare sau chestiune. Păi da, eu le-am zis atunci la început, zic, mă, firma asta are autorizații, noi putem să construim. Am sunat și la primărie în orașul Câmpeni și am întrebat și mi s-a spus de acolo, domnule, știi care e treaba? Voi dacă faceți aici să vă facem în regulă și autorizație, o să plătiți mai mult. Așa mai bine vă găsiți o echipă care lucrează mai ieftin și nu plătiți. Ați rezolvat-o. Dar eu am o întrebare. Există asociație acolo la blocul ăsta? Da. Păi da. Și doamna asta cine e? Președinta asociației sau e o vecină pe care ați desemnat-o ad hoc? V-am zis, jumătate din clădire, din bloc, a fost cu un an înainte izolat. Fiindcă fiecare cum a avut bani, cum s-au înțeles. Cealaltă jumătate, deci cum blocul e pătrat, deci jumate a fost izolat, a mai rămas jumatea noastră. Păi și acolo, jumătatea aia cine a izolat-o? Asociația sau tot așa locatarii cu o firmă particulară? Tot locatarii, dar pe banii noștri. Domnul Ovidiu, ce am înțeles eu, firma respectivă care a venit să vă lucreze dumneavoastră, a lucrat totuși o bucată din acel bloc, nu? Deci s-a lucrat. Da.
au încasat bani pentru ce au lucrat sau au plecat, n-au mai vrut să lucreze și au plecat fără să încaseze nici? Vă dați seama că au încasat, că și la ei a fost o șmecherie, că ei au luat bani, la început au zis că le trebuie bani pentru materiale. E un avans. Acum fiecare a dat cât a putut. Tata, v-am zis, era un om extraordinar și el a zis, eu vă dau tot bani. Cu totul că nu l-am putut. Dar nu le-a dat, numai puțin, nu a dat banii firmei respective, ci vecinei care a strâns de la toată lumea, exact. Nu? Da, bun, da, și da. Vecina aceasta, nu a existat o contabilitate la ea să vă spună, domnule, uite, am cheltuit banii ăștia au rămas și n-au mai rămas materialele astea, nu există un document contabil. Da, sau... Iar cel puțin înainte ca tata să decedeze, exact așa i-a zis, Costele, când o să vă apucați peste un an, doi, când va fi, eu am banii aici la mine, o să vă dau banii și... sau materiale. Și dumneavoastră acum, nu vi s-a lucrat nimic? Deci pe fațada dumneavoastră mi s-a lucrat. Deci din 30 de metri pătrat, mi s-au făcut 8 metri. Pe urmă, când a început pandemia, în urmă cu un an jumate, doi ani așa, am început noi și eu am mai dat încă 4.000 de lei lucrarea din spatele blocului. Doamna asta deci e un fel de familia Stănescu. Da, care vine, lasă fel... numai niște fiare exact. Și pleacă. Un fel de familia Stănescu. Zice, dă niște bani de avans, da, că n-am de materială. Acolo, și... cu oamenii ăștia. Da, dar ce fel de vecină este? Stă tot în blocul dumneavoastră? E o vecină de mulți ani? Vă cunoașteți? Da, sigur că da, de când eram eu copil. Eu în blocul ăla am fost bine, eu am fost o perioadă plecată, am fost căsătorit cu un Bacău și în fine, pe urmă, am mai plecat prin alte țări, dar de când eram copil ne cunoaștem, chiar eram prieten, mama cu dânsa era prieten de prieten. Dar ce v-a determinat să o alegeți pe dumnea ei ca să strângă banii ăștia? Păi ea s-a ales singur, că n-am ales-o noi. Păi cum singur? Dar n-are școli din alea cu facultăți, că doar ce a făcut toate, a vândut-o atâta. A ridicat mâna. Eu, mă ocup eu. Și vă dați seama, da, toți vecinii ocupați cu servicii. Cu... Ah, perfect, doamnă. Da, eu am înțeles corect că cei de la primărie, de la relația cu asociațiile de proprietari, v-au zis să vă alegeți o firmă privată și ca să nu mai plătiți, ca să nu mai sau cum? Nu, tocmai. A zis că e mai bine să nu facem autorizație, că ne va costa mai mult. Și a zis, dacă faceți, găsiți pe cineva să... Eu, cel puțin în spatele blocului acolo, mi-am făcut eu singur, că nu mai îmi permiteam să mai plătesc pe nu știu cine, fiindcă un vecin l-a dat în jur de 1.500-2.000 de lei, numai pe manoperă. Practic n-ai voie să face cu acordul asociației de locatare așa ceva. Am fost președinte de bloc și știu. Mamă. Deci nu am nimerit aici. Vă rog frumos, și eu am fost președinte de asociație. Avem aici asociația președinților de bloc, deja o mini-asociație. Foștilor. Ce Dumnezeu. Foștilor, că nu cred că își mai doresc. Video. Cu o vecină cu care creșteți de copil, Câmpeniu e un oraș mic, dar lumea se cunoaște, nu numai vecinii din pe bloc, vecinii de... din oraș, că e un oraș micuț, oricum ardelenii, moții sunt altfel de oameni, nu așa se spune. Asta zic și eu că am vrut subiectul ăsta să-l dezbat în urmă cu mai mult timp, dar ținând cont că sunt și eu moții, moții sunt oameni de treabă renumiți în toată lumea, nu numai în România, am zis hai să stau liniștit, da, fiindcă de ce? Eu am vorbit și cu ginerele doamne, care mi-au fost coleg de clasă, ne-au cunoscut de când eram copii și am zis, uite mă, vorbește și tu cu soacră, dar să nu mă consideră pe mine, dacă chiar a murit tata, să ne dea banii înapoi sau să facem cumva. O zis că el nu se bagă, că nu-i treaba lui. N-au zis că nu, bine atunci, lasă că se va băga o televiziune. Dar ați confruntat-o față în față, că vă întâlniți acolo, bănuiesc. Ne întâlnim, dar ne ferim că tu se acuzung, bineînțelegem acolo. Dar ce vă n-ați întrebat-o, domnule? Da, exact. Unde-s banii? Vi-a furat. I-ați băgat la jocuri, i-ați făcut pariuri. Ce a făcut cu ei? Înainte să decedeze, după ce s-a terminat lucrarea și aia au plecat, a întrebat-o de, cred că de 7-8 ori. Doar stăteam cu tata în casă, numai eu cu el locuiam. Și am zis, nu, tată, cum rămâne cu banii a dat la doamna așa respectivă? Și ce lasă că au zis că ni dă înapoi, când începem lucrarea, o să se rezolve tot. Eu, o sură de-a mea i-a zis, doamna, uite, așa, așa. Râde, stă și râde. După aia m-am enervat, că am văzut la Felix plecând pe acolo cu pahare de bere în față. Bine, n-am văzut o persoană, am văzut-o pe Facebook, dar odată și personal atunci, când am fost și eu la Felix, înainte de pandemie. Adică ziceți că și-a schimbat viața, practic, standardele de... Are alte resurse acum, altceva. Nu mă interesează niciun loc. Deci eu n-am sunat ca să îmi recuperez banii. Doamne ferește. Dar de ce, Doamne ferește? Dar Doamne ajută, de ce să nu vii recuperați? Eu nu știu. Înseamnă că nu cunoașteți moții. Suntem avut. Nu vrei, domne, gata, nu mă cert eu cu tine. Sunteți omenoși, spuneți dumneavoastră. Cu totul că tot orașul, cam jumate din oraș, la noi, acum este ziua moților, probabil știți că în aversă se... Da, pe astăzi, da, pe 1 noiembrie, da.
Adică, și eu, exact acum, din păcate, sunt în cimitir, dar m-am dat undeva mai deoparte, dar așa, la periferie, fiindcă am venit și eu la părinții mei, sunt aici. Dar e foarte un obicei care... Da, știu, nu știu cum, iluminarea, cum se numește? Exact. Da. Vreau să vă întreb, domnul Ovidiu, dar eu vă întreb așa, numai dumneavoastră sunteți păgubitul sau mai sunt și alți vecini păgubiți de sume la fel de importante? 3.000, 4.000 de lei? Sau nu, poate nu, mai nu mai eu. Nu numai eu. Niște vecini au zis că au dat și, dar nu cât am dat, cât a dat tata, că nici banii ăștia. Nu pot să zic că eu i-am dat. Tata i-a dat. Bine, din familie au plecat. Uh-huh. Am înțeles că mai sunt, Așa mi-au zis ăia doi vecini care nici ei n-au apucat să li se termine lucrarea, fiindcă ei au plecat. Au zis că și ei au rămas. Dar nu i-am, de fapt i-am întrebat cât mai aveți de luat, dar nu mi-a zis ceva concret, deci nu vreau să mint. Am înțeles că și ei au dat câteva sute de lei în plus acolo și ei au plecat care au terminat lucrarea și fără să... au plecat cu bani.